Bă, Dudule, nu era seară? S-a făcut dimineața, că... Așa, deci dimineața bună, te salut. Deci s-a făcut dimineața, am ajuns pe la Oanea. Oanea, mă bucur că te găsesc sănătos. Bine ai venit la noi. Fresh. Tot timpul ești cu zâmbetul pe buze. Da. Așa m-am născut, așa mor. Cu zâmbetul pe buze? Da. Nu, așa vreau să aud. Că tot timpul ești cu zâmbetul pe buze. Aici am un căluț de lucru. Așa? Românesc de-a nostru. Da. De aici, de la noi, de Bucovina. Foarte frumos. Lucrează bine la orice, la Python, la... Aici noi l-avem pe Dudu, care o zis astăzi că ți-o fost dator cu ceva de el, îl prezintă ca ea acum. Nu, el e finul meu și eu sunt mai bătrân, mă dor picioarele de amul. El e mai tânăr, poți să îmbli cu el, lasă lupte el cu dâns și de amul. Înțeles. Deci, n-are baiuri el, așa-i? Da. Dudule, nu te dor oasele, nu te doare nimic, a? Încă nu. Pe tine ți-e cam dor oasele sau? Apel are jumate ani câți am eu. Înțeles. Așa. Experiența are Dudu? Are. Ha? La ce? La cai? Și la orice, și la cai, și la femei, și la orice. Am înțeles. Ia, vulturi! Deci aici... De 6 ani. Aici armăsarul vultur? Da. 6 ani. 7 ani. Să rămână? De 7 ani în vară. Cum zici? 7 ani în vară, practicală. Calc cu pașaport, cu tot la el. Vezi ce bine conectat e? Vezi ce bine conectat e Dudu cu calul? Că nu ne vede. Da. Așa. Oanea, cum bine ne-ați obișnuit tot timpul, caii foarte bine aranjat. Indiferent de moment, de situație și de alte treburi la voi, dacă vor băieții să facă mâine o expoziție, mâine să poate face expoziția, puteți pune repede caii la căruțe, la trăsuri. Zi, Dudule, că ai vrut să zici ceva tu acum. Eu? Tu. Aici, marfă specială la nașul Oanei, la Câmpul Lung. Auzi, Dudu, orice faci, oricum te miști, orice zici, orice te gândești, tot timpul vezi câte un cal. Da. Așa ai? De acum. Când te duci la magazin să-ți cumperi un bidon cu apă plată... Vede un cap de cal de este. Du-te. Tot, a? Da. Nu-i rău. Da, dar cap ca la calul ăsta mai rar. Aici avem prietenii noștri. Îl salutăm pe domnul Mugurel, îl salutăm pe domnul Ștefan. Domnul Ștefan, mulțumim de ospitalitate. Cu drag. Pentru tot. Deci... Când dat-ai hamul pe tine și la treabă. Ce făceai acum cu... Da, pe pavaj. Niciodată nu urcai acolo pe pavajul. Că se zgăriș. Se zgăriș, vezi. Aha. Aici am riz. Așa. Ăsta-i vultul, hai da. Să satem și pe altul. Oanea, știi de ce a lăsat Dudu calul pe pavaj? Nu știi. Nu. Să zic eu? Pune. Păi nu-i pavajul lui. Da. Era pavajul lui, stai tu liniștit că era gândită treaba. Bine zic, Oanea. Da, așa e. No, deci... Yeah! Ăla-i. Yeah, banditule! Capul îți duci ideea la... Stai așa să-ți coapune, să-l legăm de gard, că vine acolo, că tu nu mai supăr ce ala încă, că doamnă. Ce mai zic tinerii de pe Valea Seacă? Dudu, tinerii de pe Valea Seacă, ce mai zic? Ce să zic? Ha? Tot cu cai, treabe. Dacă ar fi de revoluție, aveți oameni? Da. Ha? Avem cai tăți, facem de cele săgeți. Asta. Cam are cai și luăm război. La pescuit, da? La pescuit acolo pe, pe râul vostru. Mai aveți pești? Da. Dudu, da. Aveți pești aici pe râmbulețul vostru? Da. La patru. Da. La patru, că acolo la un. Poftim? Acum, pe câțiva ani era mai plin, acum nu prea.
Hai că te suc de... specialist, vezi, înainte să-l ieși de gard. Așa? E scos din ața de la Zabin. Da. Da, da, așa-i. Înainte să-l legi, trebuie scoasă ața de la Zabin. Nu trebuie scoasă ața, dar nu poate trage, să fiți imediat și tai limite. Piste bot. Care-i gura prea mică pentru funece? Așa. Oanea, pune mai călătorit tu. Mai unii, uite, am fost săptămâna trecută cu Dudu de la Oradea. Așa. Un tine achiziționat el mânzul. Pe la pensiuni? Pe la pensiuni, da, pe drumuri. Călător, așa. Am achiziționat și eu un mânz mic, de 8 luni. De cât timp l-ai achiziționat? De 8 luni. De cât timp l-ai achiziționat? De o săptămână. Azi săptămână. Nu, no, nici nu e rău că vedem un car nou la tine. Și el e nou la tine. Că nici pe el nu l-am văzut eu la tine, nu? L-am, de îndată are un an de când l-am. Da, dar nu l-am apucat să-l văd eu. Nu. Bun. Păi nu m-au leacă să-i not. Lasă-i not cu Ada. Ia. Ia-l în față. Cum e tinere? O, ce-i dat? O, băi. O. Viață bună la Bucovina. Ha? La el e gravă treaba, Cristina. De ce? La el e gravă că acum începe să se îmbolnăvească. Cu caie? De boala asta de cai. Și n-are unde să țină. Nu mai o să fie leac. E grav, da, treaba lui. Unde ți-e, dacă... Ha? Găsește-ne, asta nu-i problem. E băiat de-a Brânceai. Așa. Ai văzut cum îi duce de ață, cum e specialist de la... Da, da. De-aia am și zis atunci, domnul Mugurel, de-aia am și zis să îi dați armăsarul ca să nu vă... să vă... păstrați energiile. Da, da. Să-l punem pe el. Frașule. Aici au mânz de 2 ani. De fiterul. Foarte frumos. Îl cheamă Cezar. Cum, la ce te-ai uitat tu când l-ai achiziționat pe el? Ce te-a interesat pe tine la calul ăsta? Ce te-a atras? Capul. Adică? Capul, picioarele, că-s groase, copitele, curcatura. Așa, deci copită mare. Copită mare, calc larg. Așa. Păros pe picioare, că asta e boala mea, să iei cai groși. Să aibă un pic de păr pe picioare, da? Da. După aia? După la cap aia... te-ai referit să aibă capul bun, să fie cu minte? Capul mic, ca la ăsta și urechea mică. Așa. Crezut cu un gust, că mie asta îmi plac cu breazul un gust. Să n-aibă breazul larg? Nu. Așa. Și... culoarea lui, că sper să facă ciocolatiu ca pe cap, că el era atât în culoarea cum e. Eu așa cred că se face. Schimbă părul, uite, a doilea rând de păr decât... Fii atent, lasă, nu mișca acolo, lasă-l așa. Eu îți așa atât, rog. Da, să iei încât îl poți ține să nu miște așa. Frumos ca l-ai tu. Foarte frumos, te fericit că ți-ai luat așa cal. Mulțumesc. Sper să fac în culoare ca, știu. O să vrei să pui pe amândoi frumos la căruță când o să fie parada la voi, da, în Bucovina, când se ține, în vară? În vară, în iulie, în luna iulie. Așa. Luna al cuptorului. De-abia aștept să... Sper să pot să vin la voi la festival. Să-mi zice să notez ca să nu se suprapune nimic cu ce aveți voi. Wow! Auzi, elementele alea de gard, tu le-ai pus acolo, alea semi-transparente. Da, ale, cum se cheamă, policarbon de ăla. Tu l-ai pus ăla? Da. Unul l-a luat vântul, l-a rupt, trebuie să pun altul. Asta e Cezar. Așa, Cezar, și zicea că doar 2 ani și ori are. El, poftim? 2 ani și ori? 2 ani, da. Frumos. El e ștanțat. În graj, stau unul lângă altul? Da, lângă cap. Asta stă lângă cap. Am înțeles. Nu-l da chiar lângă calul, că-l poate zbâni. Nu știi ce faci. Pop. Acum dacă ăsta putea să se prindă zi. Oh! Să faci foc. Oh! Nu te-ai dat chiar aproape. Oanea, da? Cum vezi tu căluțul care l-ai acum? Cam cât crezi că o să mai crească? Mult tare nu, cred că l-ajunge pe ăla, mai mult nu. Și cam atât, așa-i? Da. Activează. Mă gândesc.
Dacă ar fi crescut cu două palme mai înalt ca ăla, l-ai fi luat? Dacă era mai înalt? Nu, dacă ar fi crescut cu două palme mai mult. Dar nimeni nu poate să știe cât crește. Poate să rămâi așa și poate să mai crească. Cine știe cât crește? Dar eu spun că când o să ai 4 ani, o să fie câteva. Așa. Oricum, Oania, ai o experiență vastă în domeniu. De cât timp ții cai tu acum? Ăla are de un an. Nu, zic cai în general. De cât timp ții tu cai? De câți ani? Da, da. Păi, spun eu, de 35 de ani. La 14 ani am avut primul cal. Așa? Și am 39, dacă de Dumnezeu. Mulți înainte. Anul ăsta. Deci de 25 de ani țin cai într-una. Nu m-am lăsat de ei. Nu foarte bine. Și în anii ăștia ai acumulat experiență multă, ai lucrat cu caii, să rămână, da. Ai lucrat cu caii, vei mai lucra cu caii. Ăsta-l bagi la loc? Nu-l băga la loc, lasă-l. Cum e cu pădurea? Greu, ușor? Am ui mai greu. De ce? E greu de lucrat. Nu sunt oameni, n-ai cu cine? Nu mai e atâta de lucru cum era aici. A, nu mai este atâta sau nu sunt oameni? Nu mai este atâta de lucru. Am înțeles. Dudu nu vrea să lucre, el îi place așa numai să plimbi, dimineața se trezește la 9, da. Așa bea cafeaua pe la 11 să dea la lucru și la 4 e gata, că e noapte. Așa de vreme? Da. Și apoi după aia de la 4 încolo ce tot? Da, fina e tânără, nu-l lasă? Nu-l lasă prea mult să lucre. Am înțeles. Și apoi nu-i bine că de la 4 să nu mai lucre? Păi bine. Ziceam să nu duceți mânzul înăuntru, n-am dar putea... Dar nu că leg și pe ăsta, că îl scoți și pe ăla la... Opa! Deci ai tri cai ai, de prezentat. Da. Tri? Da. Nu, mă. Eu am crezut că numai doi ai. De mai la vale. Dudu, se dea asta cu patele și ăla și-l ajunge. Ascultă-mă. De mai la vale, la cealaltă. E bine făcut gardul, nu-l trage afară, ai? Ei, cum să-l tragă? Stâlpi sunt beton. Dacă se trage tare, poate să-i rupă, că doar e zvițavă. Sau putea ieși la ăsta lanț, e mai aproape. Asta că e bun așa. E bun și acolo. E bun așa ca să... Că ai zis că ăla e de puțin timp să nu-l atingă. Ei nu se prea cunosc. Ai văzut prima tot dat cu mâna pe el? Că dacă îi dădeai dintr-o dată, bum! Ăla are, la ies. Are? Da, vecinul, era să zic că vecinul poate doarme. Vecinul poate stă la o cafă și el deranjează, crede că vin brazii la vale. Cum zici? Ce frumos începe să ningă. Da, da. Opa. Opa. Ține-l bine, Dud! Asta-i cu cel mai cu sânge. Asta l-am achiziționat acum o săptămână. A, deci pe el l-ai achiziționat acum? Pe el l-ai achiziționat acum o săptămână? Și pe cel din față? Pe cel din față? Acum o lună jumătate. Așa, lasă-l așa, nu te ia să-l miști, că stătea frumos. Lasă-l așa. Deci, el... Păi el cum îl cheamă? Și ăsta nu i-am pus încă numii, că nu i-am făcut pasaport, să fac de acum, nu i-am pus un nume. Fii atent, are niște ochi foarte... Păi tu un nume să-l păstrezi, să-l ai amintirii. Cum, mă? Calibra îl cheamă pe ăsta. Dacă eu zic Calibra, rămâne așa. Ha? Aici am mânzul Calibra, nu-ți place numele? Nu. Atunci vă orientați-vă la un nume. Da. Cum?
Turbo diesel. Aici un mânzar venez. Da. Din părinți de la domnul Miuțescu. Da. Din armățarul de montă la ciocolatii unchis. Și de unde, de unde zici că l-ai achiziționat? De la domnul Ițe Mihai din Deș. Așa. De la Vic. El învăța cu cai. Era prieten acolo. Aha. Era în gâmă asta când l-am luat. Fii atent. Foarte frumos la tine. Foarte, foarte frumos. Cai foarte frumoși. Ai stilul tău de cal. Știu stilul de cal. Sper că se va face și ăsta ciocolatiu, că deja are pe picioare ciocolatiu. Mm-hmm. Ciocolatiu închis, ca așa e tasul. Masa e mai deschisă. Are niște ochi foarte frumoși, ochii largi, mari. Căpușorul micuț. Da. Urechiușele un pic cam mari pentru capul lui. Dar las că-i crește un pic... Îi să fac urechile mai mici. Îi fac schimb cu ăla lant, cu Cezar, cu ăla lant, fac schimb de urechi. Apropo, știi, unul de pe băncile școlii, o ieșit zugrav, știi? Și s-a dus la o doamnă să îi zugrăvească. Și la un moment dat, știi că o tras așa o dungă. Din aia că de sub o pus altă culoare. Și când s-a apropiat, când să se intersecteze dungile, una era mai jos și una mai sus. Știi? Și femeia a venit să vadă lucrarea și zice, domnul, face nicio problemă când se usucă, se îndreaptă. No, așa și cu calul ei se transformă. Să crească, da, să mai astupă cu oameni. Dar peretele lui doamna aia, dunga, nu se mai ridică niciodată. Nu se mai, nu? Așa se lea asta. Nu, mă. Urechile tot așa era, băi, doar... E foarte frumos, să știi. E un cal frumos. E frumos proporționat. Toate sunt foarte frumoase la el. Capul, urechile, tot. Ochii. Zici că are o plune, ai? Nu e așa. Ai, el în gură nu a avut niciodată. E. Uite, vezi? Oricum o să mai vin eu pe la voi, pe la Bucovina, să urmărim un pic mânjii, poate nu-i dai. Nu, ăsta nu. Deci nu-ți va fi de dat el, așa-i? Aia doi ești de vânzare. Ciocolatiu și mânzul ăla de 2 ani. Yeah! Și ăsta mic, nu să vrei să-l dai? Eu știu. La cât l-am plătit eu, nu cred că m-a mai dat cineva câștig să-l povin. Am înțeles. Ce zici, ai și ceva pe viitor? Eu așa-l văd, foarte frumos. Toți trei sunt foarte frumos. E aproape cât ăla de 2 ani acum. La un an o să fie ca el, exact. Când l-ai achiziționat pe el, Oanea, când l-ai achiziționat pe cel mic, cel ține acum Dudu de sfoară, ce te-a interesat? Ce... Structura corpului, crăpătură, lungimea lui la 8 luni, așa. Picioarele drepte, păros gros, gros. Pitele buni, calcatura larg și din față, da. Și din spate. Da. Și culoare, tot sper că tot ciocolatiu, că asta mare se va face. Asta mai tare, asta m-a interesat, dacă se va face culoare. După da. Cum mi-a arătat Mihai monta în direct al lui Măsa, de la Miuțescu, a dus ea pe acolo. Da. Acolo. Și tot cu armăsar dintre ăsta. Ardenez, da. Am înțeles. Avea domnul Miuțescu acolo un... Ăla închis. Deci cu ăla, da? Da, cu ăla închis. Nu-i mai țin în minte, închis. Nu-i mai țin minte numele, îl avea între ei pe așa, ai? Da. Bun. Așa zice Mihai, eu știu acum... Așa e, cum zice, că n-are nici... Cum îi, cum tu zici așa e, că n-are de ce să zic altceva. Structura lui m-a interesat. Foarte frumos. Pătrat, larg, cât în față și spate. Mai dă-l Dudu până poartă leacă. Fii atent, un căluț foarte atent. Da, el învăța cu cai, încă nu știe el. Da, zic că e foarte atent. Din toate pozițiile. Se uită, se orientează. Oare am putea pune mânzuții unul lângă altul? Mânzii, da, dar au fost unul lângă altul. Nu, hai să vedem. Du-și-l dizleagă pe ăsta la. Și pune peste bot. Și dă-i unul lângă altul aici. Ține-l pe ăsta. Ține-l pe ăsta, piciu, mai degrabă, pe ăsta mic. Nu,
pune-i peste bolă ăla că alea cu minte. Și ăsta mic, numai el învăța cu cail, vrea tot după cai. Le mai dau drumul prin curte la amândoi la ăștia. Le dai? Da. Foarte bine. Așa, câte o jumătate de oră, așa-i? Da. Când te duci cu ăsta mare cu căruța, nu e legat? Nu-i leși? Când te duci cu cel mare cu căruța, nu-i leși pe ăștia după? Nu, că-i gheață pe drum să se dizbină te când merge. El când o să se ducă iarna și dacă îi mai am în primăvară, o să-i duci, așa? Da. Sau dacă se dezgheață? Sau dacă se dezgheață, da. Acum nu, să luni. Trebuie avut grijă de ei. Să pot șoldi, să pot, așa? Cum, da. Dă-i unul lângă altul, picior, mă pune peste bot. Nu că el amă cu ceala merge. Nu mai e. Numai nu da aproape de cap. Ai grijă, ai grijă. Acolo rămâi, acolo rămâi. Ai grijă ca să nu să ajungă la cal. Atât. Aici te poți să-i dai mai încolo. Dă-i mai încolo. Poți să-i dai încolo. Așa. Vin un pic mai față. Foarte frumos. Uite-te unul lângă altul să văd foarte bine. Am zis bine că e aproape ăla cât ăsta. Da. Da, da. Bună poziția. Prietenii noștri. Ce vrei, bă, vrei să-l pupi? Vrei să-l pupi pe ăsta alalt? Fii atent ce breton interesant are cel din partea asta alaltă. Ăla are așa mai... Eu l-am îndreptat. Ăla are așa mai mic, așa, ca un... Mic, na, că e mai mic. Ca o măturică de aia mică. Da. Nu, ia, te poți duce cu amândoi așa frumos, către poartă. Da. Ușor numai. Oanea numar, Oanea, Dudu numai se relaxează. Griji, hop! Hop, bravo! Gata! Dudule! Vezi că noi avem proteze. Atât, Dudule, tu văd că ești în al nouălea cer. Da, eu mă cunosc cu cai a 10-lea. Atâta, rămâi așa. Dă-i cât bag pe ăsta primul și ai mânzul vine după. Nu, las că-l duc eu. Bun. Mulțumesc. Aici prezentăm expoziția de aranjamente. Da. Uite ce avem acolo. Totul foarte frumos, totul foarte bine pus la punct. Scule pentru cai. Așa. Când plecăm undeva la o festivitate, deci, numai le punem. Deci nu s-a aruncat pe jos și... Nu, îți pusă la locul lor, lustruite, curate, numai le luăm și punem pe cai și plecăm unde avem de plecat. Foarte frumos. Da. Și, uite, am vrut, la aceea tură când ai venit, am făcut un grătar, puteam sta și acum, dar bate vântul, e frig, frig de numai, mai bine mergem în casă, că ne apucă reumaticul, durerile de oase. Așa. Bun. Și tot așa, când o să fie cald, o să fie altceva. La terasă, da? Da. Bun. La terasă.
Domnul Oanea, aici la tine, acasă, da, făcută prezentarea cailor mari și acum ai spus ca să vă faceți prezentarea cailor mici. Aici cu... cu fiul meu. Așa. Cu băieșor. Așa, cu băiețelul tău. Prezintă și el căluțe lui, de la vârsta de 5 ani. Așa. Tinere, cum te cheamă? Ce căluț ai tu aici? Cezar. Deci... Cezar e cel de lângă tine, da? Da. Care-i Cezar? Ăsta nu stă bine. A, așa. L-ai aranjat fain, l-ai pus pe poziție. Are poziție bună. Ha? Are poziție bună de... poziție bună de căl. Ha? Bun. La ce te uiți acum? La ce te uiți acum? Aici. Bun, cum îl cheamă pe calul din mijloc? Dina. Și pe cel roșu? Dina. Dina? Da. Ea e iepușoară? Câți ani are Dina? Câți ani are Dina? Trei. Și cel din mijloc câți ani are? Patru. Și ăsta de... câți ani are? Trei ani. Trei, e deodată cu asta la altă. Deci e deodată cu Dina, da? Da. No, bun. Ai vrut să mai zici ceva? Ha? O lăsăm pe altă dată. Pe când o să prezinți caii mari? Ha? Cum? A, deci te-ai dus călare. Mult te-ai dus călare. Cum ai fost călare pe cai? Și pe de adevărat. Pe care adevărat ai fost? Pe și? Ciocolatiu. Pe Cezar. Așa, și? Și-a mers. Așa. Foarte frumoasă prezentarea cailor mici. Dudu, mulțumim de prezentarea cailor mari. Aici, așa, aici cu băiețelul. Tinere, te salutăm încă o dată. Domnul Mugurel, vă salut. Și vă mulțumesc tare frumos de ospitalitate. Și... mulțumim de vizită în Bucovina. Așa. Te mai așteptăm cu drag la noi. Mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului Ștefan. Noi avem și o pasiune în comun. Foarte puține au pasiunea asta, sau poate că sunt mulți, dar nu-i cunosc eu, cu cocoșii. Și mi-a arătat ora asta de cocoș pe care eu n-am știut de ea. Premieră. Cum îi spune? I am Genami. Așa. Bun. Oanea, când vin tura următoare, să dai și tu doi cocoși de aur. Așa. Cristinel, mulțumim frumos pentru și eu. Venit la noi. Și eu vă mulțumesc și mă simt bine. Și căluțele ăștia mici. Mă simt bine, tot timpul m-am simțit foarte bine pe Valea Seacă. Ești un om deosebit pentru noi și te așteptăm oricând, când ai drum, să vii pe la noi. Vă mulțumesc. Mulțumim frumos și noi. Ne vedem zile următoare. Da, la târg. Sănătate. Sănătate. Doamne ajută.